Prim-ministrul Iurie Leancă s-a întâlnit astăzi cu liderul administrației de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc. În finalul întrevederii a fost semnat acordul de prelungire a termenului privind transportul feroviar de mărfuri pe segmentul transnistrian. Semnarea documentului, în opinia premierului Leancă, este un exemplu de compromis în beneficiul ambelor părți. Liderul de la Tiraspol s-a arătat mulțumit de faptul că a putut ajunge împreună cu premierul Iurie Leancă la o înțelegere privind reluarea circulației transportului feroviar pe segmentul transnistrian, subliniind că aceasta este o decizie benefică pentru agenții economici de pe ambele maluri ale Nistrului. El a menționat de asemenea că părțile se pot înțelege și fără implicarea mediatorilor și a observatorilor externi. Faptul că am putut ajunge la o înțelegere privind deblocarea circulației transportului feroviar pe segmentul transnistrian demonstrează că părțile pot ajunge la un compromis direct, fără implicarea partenerilor internaționali. Intenționăm să continuăm dialogul și să identificăm compromisuri care ar conveni ambelor părți. Cred că dacă va exista voință politică, vom putea ajunge și în alte probleme la înțelegeri convenabile Chișinăului și Tiraspolului. Astăzi am discutat despre posturile migraționale, despre care se vorbește foarte mult în ultimul timp. I-am explicat domnului Șefciuc viziunea noastră și pașii concreți pe care intenționăm să-i întreprindem. Această chestiune va fi discutată și în Parlament. Sperăm că vom ajunge la o înțelegere care va detensiona situația, pentru că va înlătura în 2-3 săptămâni o serie de sancțiuni și interdicții pentru oamenii care au domiciliul permanent în această zonă sau de din pașapoarte ale Federației Ruse ori ale Ucrainei. Fără îndoială, am discutat și despre situația școlilor cu predare în limba română. Premierul Iurie Leancă a menționat de asemenea că în cadrul întrevederii nu s-a discutat despre statutul special al Transnistriei în componența Republicii Moldova. Scopul principal al întrevederii, în opinia prim-ministrului, a fost acela de a explica optica conducerii de la Chișinău asupra mai multor probleme de ordin social și de a cunoaște mai îndeaproape doleanțele celor de la Tiraspol.